Banalul ardei gras, considerat una dintre legumele cu cele mai mari beneficii pentru sănătate, este o sursă inepuizabilă de vitamina C. Ardeiul gras roșu poate fi integrat în diverse rețete, printre care mâncarea de ardei cu ceapă și roșii, tocănița de ardei cu piept de pui și nu numai. În continuare, îți prezentăm însă rețeta de ardei copți ca la bunica, o garnitură perfectă pentru un grătar cu piure. Ardeiul gras roșu este foarte bun pentru sănătate, fiind de două ori mai bogat în vitaminele A și C decât multe alte legume. Potrivit specialiștilor, un consum regulat de ardei roșu poate reduce riscul de infart. Poți încerca mai multe mâncăruri delicioase și sănătoase pe bază de ardei roșu, dar astăzi îți recomandăm să încerci o salată de ardei copți ca la bunica acasă. În plus, ardeiul roșu este extrem de benefic pentru persoanele cu stomac sensibil, deoarece soiurile picante pot fi iritante. Când vine vorba despre ardei copți, există mai multe posibilități de a-i prepara, fie direct pe flacăra de la aragaz, fie la grătar sau în tava cuptorului. Noi recomandăm însă cuptorul de la aragaz, deoarece atunci când sunt făcuți la grătar, pe jar sau pe plita de la țară, pulpa ardeilor se arde prea repede și pierzi timp întorcându-i de pe o parte pe alta. În plus, folosind această metodă, nu vei face la fel de multă mizerie, iar locuința nu va fi asaltată de un miros de fum. Înainte de a coace ardeii, asigură-te că i-ai spălat foarte bine de praf. Ulterior, șterge-i cu un șervețel de hârtie, astfel încât să nu mai rămână picături mari de apă pe ei. Procedând astfel, îi vei ajuta să se coacă mai repede. De asemenea, pentru a câștiga timp, poți îndepărta cotoarele și semințele înainte de a-i coace. Un truc care te va ajuta să îndepărtezi mai repede și mai ușor coaja ardeilor constă în ungerea bucăților din tavă cu puțin ulei. Poți folosi un șervețel de hârtie îmbibat cu ulei pentru a face asta. Atenție! Trebuie să folosești o cantitate foarte mică de grăsime, doar câteva picături. Pune ardei întregi sau tăiați pe jumătate, în tava de cuptor, pe hârtie de copt și coace-i la foc iute timp de 30 de minute. Dacă alegi să tai pe jumătate ardeii, reține că bucățile se așează cu coaja în jos și nu trebuie întorși. Ardeiul întreg trebuie întors însă de două ori pe o parte și pe alta, pentru coacere uniformă. Relatează impact.ro.